Salut, salut! Am alături de mine un super tip și vreau să-l cunoașteți și voi pe Alex și se zice Massive Vegan. Hai să vedem de ce. Alex, ai 2 minute, te întrerup? Am, gata, uite-l la repetare! Alex, n-am cum să nu te întreb niște chestii foarte controversate. În primul rând, vreau să te salut și îți mulțumesc. Ți se zice Massive Vegan. De ce? Oh, totul a început la început de tot, la câmpul lung, să zic așa. Era un băiat mic la vreo 17 ani, 60 de kilograme. Pot să zic că era ca și o glumă, așa, mă luau băieții un pic în râs și îmi spuneau masiv, masiv, pentru că era mare de construcție osoasă, dar foarte slab. Deci erai foarte slab și foarte deodată slab. Ai devenit mare. Ai și concurat. Pe parcurs am devenit mare și pe parcurs am devenit și vegan, bineînțeles. Da, am concurat în campionatele naționale din 2015, primul meu concurs omnivor, primul meu. Adică tu acum ești vegan de cât timp? De câți ani? De 6 ani. Și ai, mai ai încă de 6 ani, mai ai și mușchi, mai arăți și mie un pic? Bă, nu-i rău, nu-i rău deloc, să știi. Mai concurezi încă acum? În momentul de față nu mai concurez. Ultimul meu concurs a fost în 2019, vegan, bineînțeles. Am avut cam 12 concursuri vegetarian și vegan, o parte dintre ele le-am câștigat și în momentul de față mi-am luat și o pauză, mai antrenez oamenii, pun un pic la punct treaba, știi cum e foarte obositor să concurezi.